sunt pline de bucurie și emoție. Suntem Teodora și Armin și ne face o deosebită plăcere să vă călăuzim în această călătorie magică printre cântecele și colindele tradiționale de Crăciun. Așa că lăsați-vă sufletele să putească și să ne deschidem inimile pentru a putea călători împreună prin notele fermecate al acestui minunat moment al anului. Și cred că este un moment potrivit pentru a vă adresa clasica întrebare: primiți cu colinduri? Dar înainte de a vă colinda, eu personal am o mică problemă și cred că o știți deja. Vă ajut ca să vă verificați telefoanele, să fie pe modul silențios, pentru a nu avea mici probleme în timpul spectacolului. E ok pentru toată lumea? S-a recepționat, s-a auzit, copii, părinți, bunici, toată lumea are telefoanele date pe silent, da? Mulțumesc foarte, foarte frumos! Și pentru că știm că zilele următoare vom fi din ce în ce mai ocupați cu pregătirile de Crăciun, mai ales noi, bărbații. De ce râdeți? Așa e, Ali. Noi suntem noi, bărbații, foarte ocupați? Ce dar știți ocupați? Cât de greu este să alegi un vin bun pentru sărbătoare? Știți cât de greu este să cauți cadoul potrivit pentru persoana potrivită? Știți cât de greu este să consumi tot ce a pregătit consoarta? Nu știți. E foarte greu, așa că să nu mai zâmbiți altă dată. Dragi bărbați, am dreptate? Mai cu forță, vă rog frumos, nu mă lăsați singur aici, da? În fine, considerăm că astăzi când se împlinesc, știe oare cineva câți ani se împlinesc de la prima testare documentară a Uneștiului? Șoșotei multe. Hai când terminați de socotit, mă anunțați, da? Ok. Haideți să vă spun eu. Sau să vă spună, cred că cel care va urma. Dar totuși, spoiler, da? 565 de ani de la prima atestare documentară a urmei noastre, credem că este momentul potrivit pentru a vă colinda. Dar până să vină primii colindători, vă invităm la o foarte scurtă lecție de istorie prezentată de un tânăr deosebit de talentat despre 14 decembrie 1458, prima mențiune documentară care atestă existența localității Onești. În aplauzele dumneavoastră, Victor Iubaș. Bună seara! Vă mulțumesc frumos și bună seara tuturor! Doresc să adresez mulțumiri speciale Primăriei Municipale Onești și Bibliotecii Municipale Radu Roseti Onești pentru invitația pe care mi-au lansat-o la împlinirea a 565 de ani de la prima atestare documentară a orașului, a urbei noastre, care pe atunci nu era oraș, pe atunci era un simplu sat, cum a fost până în anul 1952 chiar, adică orașul acesta are o vârstă de 71 de ani ca oraș. Dar, ca localitate, ca sat, are o vechime de 565 de ani, într-adevăr. Eu o să prezint o perspectivă pur științifică, istorică, din perspectiva unui elev pasionat de istorie, a președintelui Clubului de Istorie Alecu Aslan, și în continuare o să vă povestesc câteva momente de la începuturile medievale ale Oneștiului. Pentru că anul 1458, despre care este vorba, adică acum 565 de ani, este un an integrat, evident, facem o încadrare temporală, avem evul mediu, epoca medievală sau epoca feudală, cum mai este numită, care la noi începe puțin mai târziu de, ca în restul Europei. Europa cunoaște evul mediu încă din anul 476, de când cade Imperiul Roman de Apus. Noi suntem puțin mai speciali. La noi procesul de etnogeneză, de formare a poporului și limbii noastre, se termină undeva prin secolul al VIII-lea după Hristos, adică cu vreo
300 și ceva de ani de la Evul Mediu Occidental, am putea zice. Este de înțeles, având în vedere contextul geografic, istorico-geografic, am putea spune, și lingvistic, iar secolul al XIV-lea reprezintă un moment crucial în Evul Mediu Românesc, deoarece este secolul în care apar statele medievale românești. Se încheagă primele state feudale, cum se mai era o expresie mai proescultistă, să spunem așa. În anul 1347, spune cronica, se pare că un voievod maramureșan, da, voievodul Maramureșului, Dragoș I, descalecă din Transilvania în Moldova și înființează o marcă de apărare a graniței estice, de fapt, a regatului maghiar. Deci era o manevră a regatului maghiar, care impune o marcă de apărare la est, pentru a securiza granițele estice ale regatului de invaziile tătare. Da? Deci Dragoș I nu a fost, să spunem așa, un patriot care a descălecat din Transilvania Moldova pentru a uni sub un stat moldoveni, poporul moldovean. Nu, în niciun caz. Deci a fost un trecător regal care a, la cerința regelui Ludovic I de Anjou al Ungariei, a trecut în Moldova și a înființat Moldova Mică, cum îi spunem noi acum, adică primul descălecat al Moldovei. Pentru că Moldova, ca stat medieval, a fost constituită prin două descălecate, cea lui Dragoș și apoi mai târziu în 1359, cea lui Bogdan. Se spune că zona trotușeană, inclusiv se pare că localitatea, viitoarea localitatea Onești, pentru că atunci nu era atestat documentar, ar fi fost incluse, zona trotușeană cu Onești, ar fi fost inclusă în acest stat, acest stat Moldova Mică, se spunea lui Dragoș. După aceea, Radu Rosetti, mare prezentator de local, să spunem așa, după care și ia numele și biblioteca, a, într-un roman, să spunem, mitico-istoric mai mult, pentru că se bazează, să spunem, pe tradiția orală, spune că pe aici, pe la Onești, a trecut chiar și Bogdan I, pe la Berchiu, a trecut chiar și Bogdan I, care a fost descălcătorul Moldovei, pentru a alunga pe fiul lui Sas, domnul de atunci, al Moldovei Balc, și pentru a, să spunem, cuceri Moldova Mică și a fonda un stat mai mare, autonom, independent față de regatul maghiar, care atunci să fie statul medieval moldovean. Evident că toponimele din jurul Oneștiului, adică localitățile din jurul Oneștiului, cum avem Bogdana, Bogdăneștiu, chiar Pârâul Bogdana, și au numele de la tatălui Ștefan cel Mare, de la Bogdan al II-lea, care a fost și el domn al Moldovei. El a cucerit tronul în 1449, ca să avem un reper cronologic, învingându-l la Tămășești pe actualul de atunci domnitor al Moldovei, Alexandrel. Fiul lui Bogdan al II-lea, Ștefan cel Mare, sunt aici mai multe date asupra nașterii, că istoricii nu se pun de acord. Cei mai mulți s-au născut în 1436 aici la Borzești. Iar familia domnitoare, mușatină, a Moldovei, stăpânea personal, adică voievodul moldovean avea personal în proprietate aceste teritorii, inclusiv Borzeștiul, o parte din Onești și așa mai departe. Deci, acum ajungând în 1458, suntem la un an după înscăunarea lui Ștefan cel Mare din 1457, după bătăliile de la Dolgești și Orbic împotriva lui Petru Aron, suntem în 1458, pe 14 decembrie, când este oficial atestat documentar Oneștiul prin un act de danie. Este un simplu act de danie al cancelarii domnitoare, unde Marușca, o anume Marușca, care ar fi fata lui Andrieș Slujascul, care ar fi practic primul proprietar, să spunem, al satului Onești, oferea, mă rog, dădea în danie acest anumite teritorii din zona aceasta, patru sate mai exact, printre care și Oneștii, cum erau numiți atunci, până în mănăstirii Bistrița. Deci, jumătate din Slujești, care era al satului Andrieș Slujașcul, apoi Oneștiul și Lăbășeștii și Malul. Malul acum este cartierul Mal. Deci s-a păstrat denumirea încă de atunci. Oricum, zona Trotuș-Cașin aparținea
de foarte mult timp familiei domnitoare, deci chiar și Alexandru cel Bun, care a domnit la începutul secolului XV, în 1400-1432, și până și lui a aparținut această zonă, Trotușcașii. A doua atestare documentare, că se vorbește tot timpul despre prima atestare documentare, din 1458. Totuși, este foarte important să ne oprim un pic și asupra celei de-a doua, și foarte scurt vreau să fac o simplă mențiune. Este vorba despre 5 aprilie 1488. Când se spune că Siriștea de pe Trotuș, da, inclusiv localitatea Onești, aparținea și numele localității Onești provenea de la o anume Oana din Moișa. Tot timpul s-a crezut, adică a fost o legendă care spunea că localitatea Onești își trage, să spunem, numele de la fiica lui Ștefan cel Mare, care ar fi fost Oana, fiica lui Ștefan cel Mare, ceea ce este complet fals. Deci, în primul rând, nu avem certitudinea că a existat o Oana, în primul rând, ca fiica lui Ștefan cel Mare. Se pare că această Oana din Moișa nu era un personaj feminin, ci era unul masculin, chiar dacă îl chema Oana, pentru că este vorba despre, de fapt, un nume cuman, care are acum o altă rezonanță în limba noastră, și anume Oană, de fapt, care era un nume specific cuman, cumanii fiind un popor turcic, da? De origine asiatică, din stepele Asiei Centrale. De exemplu, apare în documente Oana fratele lui. Adică n-ar avea sens să fie Oana fratele cuiva dacă nu ar fi fost un personaj masculin. Deci, această Oană din Moișa, care este personalitatea istorică de la care își trage numele localitatea Onești, ar fi descălecat de undeva din țutul Sucevei. Pentru că Moișa, localitatea Moișa, de unde ar fi provenit această Oană, acest Oană, de fapt, este atestată o singură localitate cu numele acesta, atestată în județul Suceava. Da? Și acolo, în ținutul pentru Suceava. Și de acolo, acest Oană a descălecat în orașul Onești, pe care l-a obținut în proprietate, să spunem așa. Nu vreau să mă mai lungesc. Eu doar am vrut să punctez câteva momente din începuturile medievale, feudale, ale Oneștiului, să conștientizăm că localitatea noastră are o tradiție bogată, fiind veche de, iată, peste 5 secole și jumătate, atestată documentar acum peste 5 secole și jumătate, și este foarte interesant de a vedea evoluția localității de-a lungul timpului, inclusiv mai ales secolul al XII-lea, pentru că abia aștept un eveniment care să fie dedicat secolului al XX-lea, istoriei Oneștiului secolului XX, dar epocii contemporane, poate, când devine în 1952 oraș și așa mai departe. Da? Și eu abia aștept să ne revedem în 2058 la aniversarea a 600 de ani de la atestarea documentară a Oneștiului. Vă mulțumesc frumos pentru atenție! Mulțumim, Victor, de menționat că o copie a documentului care atestă apariția, să spunem, Oneștiului se află expusă la Muzeul Municipal de Istorie din Onești, alături de alte exponate impregnate de parfumul acelor vremuri, exponate descoperite de arheologi pe aceste meleaguri. Încă de la început trebuie să vă spunem că acest eveniment nu ar fi fost posibil fără implicarea unor oameni cu suflet care au contribuit financiar sau logistic la înfăptuirea lui. Mulțumim așadar Primăriei Municipiului Onești, Direcției Cultură și sponsorilor Agricultorul Grup, Croco SRL, Grup Șerban, Mois Metal Install, Confer Grup, Kitlet SRL, Cabinet de Avocat Elena Pașcu a Păvăloaie, Protoieria Onești, preot protopop Ioan Bârgăoanu și colegiului tehnic Gheorghe Asachi Onești.
În deschiderea serii, cu bucurie vă prezentăm primii colindători, corul Alegria al Școlii Gimnaziale numărul 1 Onești și corul Andantino al Școlii Gimnaziale Ghiță Mocanu Onești. Acești tineri artiști ne vor încânta cu o selecție de colinde autentice, transmise din generație în generație. Pregătirea muzicală, profesor Aristică Vaida. Așadar, primim cu colindă.